Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi voi face unboxing-ul la TP-Link Universal Wireless Extender. Da, după cum vedeți, avem un TP-Link WA750RE. Îl găsiți mai ușor așa. Este un wireless extender care ne permite să extindem rețelele wireless din casă sau din apartamentul nostru. Ok, haideți să vedem ce avem în cutie. Avem acest mic pachetel unde avem CD-ul de instalare, garanția, instalare explicită. Asta îmi place foarte mult la TP-Link pentru că se poate instala foarte ușor și este explicat în pași amănunțit cum se face instalarea. Ok, avem aparatul în sine și cutia în care mai vine un cablu de internet. Ok, avem nevoie doar de aparat. Am să iau jos această folie de plastic. Da, după cum vedeți, este foarte simplu. Ce îmi place mie cel mai mult la acest aparat este faptul că vine și cu o mufă de rețea care ne permite să conectăm cu ajutorul unui cablu la un switch. Adică dacă dorim să întindem pe o distanță de 50-100 de metri această rețea de internet, putem să ne folosim de acest aparat. Ok, avem cablu obișnuit care este trimis de obicei la routerele sau la aparatele TP-Link și CD-ul de instalare. Caracteristicile esențiale ale acestui Wireless Universal Extender ar fi: modul de funcționare Range Extender crește semnalul wireless în zonele fără semnal sau în zonele greu accesibile cu ajutorul cablului. Dimensiunea sa miniaturală și posibilitatea de a fi montat pe perete îl fac foarte ușor și flexibil de implementat. Extinde ușor semnalul wireless doar prin apăsarea butonului Range Extender. În video-ul următor am să vă arăt cât de ușor se face instalarea acestui aparat. La revedere!